de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bine ați venit la cafeaua de dimineață pe știri din Neamț și în curând pe Mesagerul de Neamț. În direct, ca de obicei, nu prea agreăm emisiunile înregistrate. Din motive simple, vrem să-i auzim pe oameni vorbind așa cum au învățat ei acasă și la școală. Ne pregătim, ca să spunem așa, pentru intrarea într-o nouă campanie electorală și pentru că ne pregătim, am zis că cel mai bine este să discutăm cu oamenii care trăiesc în zona vie a societății, zona sau încă vie a societății, ca să fiu foarte corect, o zonă din care încă mai vin bani spre bugetul de stat, o zonă care asigură cât de cât, în afara împrumuturilor din surse externe sau de la populație, funcționarea acestui stat. Mă refer la zona de afaceri și nu întâmplător am ales invitatul de astăzi pentru că domnia sa, pe lângă faptul că este antreprenor, este implicat și într-o structură asociativă profesională, dar este și în zona Camerei de Comerț a județului Neamț. Invitatul de astăzi, Șerban Strătilă, bună dimineața, bine ați venit la noi. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Dar domnul... să știți că și zona politică e una foarte vie. Da, dar ea este vie într-o bulă. E adevărat. Este într-o bulă vie. Și ea n-ar fi vie dacă n-ar mai veni din când în când, că toți suntem astăzi, la două zile după ce s-au plătit contribuțiile, la asta nu s-au, și ei se mai puteau plăti, da. Dacă n-ar veni din zona pe care eu o numesc vie, bani. Bine, e împrumută, până când o vedea. Domnul Șerban Strătilă, inițial am zis că haideți să discutăm despre zona aceasta a industriei textile, pe care pot să spun că o reprezentați în calitate de președinte al Colegiului Director al Astrico Nord-Est și poate ne spuneți două, trei vorbe, nu foarte mult despre Astrico. Dar am văzut aseară că onor Guvernul României a emis o UG, îmi place foarte mult cum sună, ordonanță de urgență, cu ceea ce ei numesc noi măsuri fiscale venite în ajutorul firmelor. Și înainte de a intra în zona textilă, acest OUG propune cam așa, amânarea taxelor până la 25 decembrie, rambursarea TVA cu controlul ulterior până la 25 ianuarie, scutire impozit specific pentru Horeca, eșalonare simplificată a datoriilor și deductibilitatea testelor COVID pentru firme, bănuiesc. Deci, din câte îmi dau seama, cred că e pentru firme deductibilitatea asta, testelor COVID. Am citit aseară OUG-ul și mă întrebam care este eficiența unei asemenea, sau ca să-i spun așa, nu știu, eficiența. Cât de eficientă este un asemenea UG din punctul de vedere al firmelor. Mă uitam acum la cei de la Horeca, deci nu mai plătesc impozitul specific. Dar săracii ce să mai plătească? De unde să mai plătească? Păi, asta a fost și comentariul meu. Că dacă plătești sau ai de plătit un impozit, se presupune că ai făcut și o activitate. Că ai avut niște salariați... Nu? Și datorezi niște contribuții pentru asta. E adevărat că acest sector, Horeca, adică hoteluri, restaurante, nu? Cafenele. Așa a fost cel mai urgisit în perioada aceasta și, în mod clar, are nevoie de un sprijin suplimentar, poate chiar față de alte domenii de activitate. Eu știu așa că zica la aia, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, se aplică foarte bine în
în relația dintre agentul economic și stat. Deci, bunele intenții există fără discuție. Acum, cât vor fi de folositoare aceste măsuri, rămâne de văzut. Sigur, ele se cuplează și cu o măsură de finanțare care s-a lansat sau trebuie să se lanseze zilele acestea. E vorba de acele granturi pentru capital de lucru. S-a lansat măsura. Deci a fost prima măsură. Prima. Aia e o măsură inutilă, după cum mine. 2000 de euro dați. E o aiureală, așa. Da. Așa. Aceasta cu capitalul de lucru poate fi, într-adevăr, un ajutor pentru cei din Horeca. Nu știu să vă spun câți vor reuși să acceseze această măsură și când, mai ales când, vor reuși să o facă. Dar e clar, e o măsură care s-a luat și poate contribui la atenuarea efectelor negative. Chestia asta cu scutirea de datorii, nu știu. Eu cred că statul ar face mai bine să nu inventeze datorii până să le scutească pe alea care sunt reale. Pentru că știu din proprie experiență că interpretările organelor fiscale uneori sunt cel puțin la limita, eu știu, la limita unui comportament normal civilizat față de cel care totuși face o activitate corectă, cinstită și la vedere. Deci aici cred că ar fi mai degrabă problema. Rest, aceea cu TVA-ul fără control, păi dar TVA-ul fără control ar trebui să fie regula. Nu să fie excepția. Nu să fie excepția. Aia ar trebui să fie regula. Sigur, se spune și sunt date statistice, nu știu cum au fost făcute aceste evaluări, poate o să ne explice cineva vreodată, cum că România colecta foarte puțin din TVA-ul pe care ar trebui să-l colecteze. Sau, mă rog, are cota cea mai mare neîncasată din TVA din Uniunea Europeană. E posibil. Dar atunci ar trebui identificate acele zone. Eu cred că sunt și identificate și cred că le știm cu toții. Acele zone care nu aduc TVA-ul la bugetul de stat și se concentreze pe ele. Suntem lângă piață aici. Ați văzut un bon fiscal dat în piață? Păi, aici este TVA-ul, nu? E una din zone. Mai sunt multe alte zone. Mai sunt multe altele, dar asta e una din ele, care e la vedere, nu? O vede toată lumea. Bine, aici nu văd autoritățile mizeria și focarul de infecție care este să mă uite la TVA. Păi, ele sunt legate. Deci sunt legate. Ele sunt legate. Sunt legate. Ele sunt legate. Deci, hai să îi lăsăm în pace pe cei care sunt corecți, care lucrează cu facturi la vedere. Se depun acele declarații lunare la fisc. Ori de acolo nici nu trebuie absolut niciun control. Pentru că ceea ce este în acele raportări, după mine, exagerat de amănunțite care se fac la fisc, acel formular 390, nu știu cât Dumnezeu, așa, aia se regăsește și în contabilitatea societății comerciale. Controlul nici nu are sens. Mai ales cunoscând domeniul de activitate a agentului economic, cunoscând specificul lui, văzând, vă dau exemplul meu personal, lucrez prin bancă, nu știu, 99% din încasări se fac prin bancă. Deci nici nu trebuie să deplaseze cineva de la un coroborează niște baze de date. Bineînțeles. Există toate informațiile există acolo, nu este absolut nicio problemă de a se identifica. Și dacă e o problemă, dacă e o nelămurire, da, domnule, uite, avem aici o nelămurire. Semn de întrebare, da. Păi noi vorbim de rambursare fără control. Știți după câte luni se rambursează TVA-ul, chiar și cu control acum? 4 luni. Deci după 4 luni. Deci tu practic faci achiziția, deci faci achiziția, plătești banii. Da. În mod normal ar trebui, dacă plătești TVA-ul lunar, să ai lunar această rambursare, în nu? În Turcia, care unul din concurenții noștri, pe cel puțin în domeniul textil, rambursare se face în 2 săptămâni. Cred că orice comentariu e deprisos. Bun, și atunci mergem și ne uităm cum s-a dezvoltat Turcia, cum se dezvoltă în toate domeniile și discutăm mai departe. Da. Deci asta este problema. Noi nu vrem cu control, fără control. Dom'le, dacă ai făcut control, la a doua zi dăm banii. Dacă tot ai făcut control. Pentru că nu e un termen nici pentru control. Vedeți că
controlul poate să vină el la o lună sau nu știu cât după ce s-a depus cererea de rambursare. După aceea urmează analiza, după aceea. Sunt niște pași care trebuie făcuți. Nu, adevărul este că undeva pe la începutul anului se apropiase cumva la vreo două luni, să zicem, termenul de rambursare, după care în a doua parte a anului iarăși s-a dus de la 4 ani și mai mult, 5 luni, chiar spre 6 luni totodată. Bun. Haideți să vorbim un pic de zona aceasta a industriei textile. Noi am avut, chiar scriam acum vreo 3-4 săptămâni, un material, ce însemna Județul Neamț înainte de 89 în zona aceasta, după 89 și cum stăm acum. Eu, de curiozitate, m-am uitat pe clusterul textil Astrico Nord-Est și în prezentarea acestui cluster se spune că în unitățile de producție și marketing ale asociației, în 2018, erau 2400 de salariați. Cifra acumulată de afaceri a fost de peste 820 de milioane de lei, adică 176 de milioane de euro. Cum mai stăm acum? Că au trecut 2 ani. Da. Și avem și pandemia, avem și probabil multe mișcări pe piață. Da, sigur, aici grosul cifrei de afaceri este dat de întreprinderile mari, de Refill. Din grupul Refill, da. Nu doar Refill, ci și fabricele de la Botoșan, de la Câmpul Lung, de la Dorohoi. Probabil că anul acesta se va regista o scădere a cifrei de afaceri, fără discuție. Probabil, e o estimare, dacă vreți, personală, undeva de 10-15%. Sunt și date statistice la nivel național. Nu? Producția industrială a scăzut undeva cam cu 11% în general. Deci o medie a tuturor domeniilor de activitate. Lucru firesc în contextul acesta al pandemiei. Este clar că industria românească a suferit o transformare puternică în ultimii 30 de ani. Unele ramuri au rezistat, altele au rezistat mai puțin, altele aproape că au dispărut. Și ați văzut acel reportaj în reluare duminica trecută despre platforma din Săvinești. S-a tot demonizat, așa de ghilimele, această producție de lon care se întâmplă la noi, în special în domeniul producției de îmbrăcăminte. Noi în cluster ce este? Este o asociație de care înglobează partea de producție, instituții de cercetare și învățământ și autorități locale. E, dacă vreți, ceea ce era o centrală industrială pe vremuri. Numai că are și un specific regional. Cluster vine din engleză, cluster înseamnă ciorchine. Nu? E o... Da. Asociație. O asociere, da. Așa cum spuneam, s-a demonizat această producție în lon, domnule, că e valoare adăugată mică, că ne vindem numai forța de muncă. Da, așa este, dar ce să vindem altceva dacă baza de materie primă nu mai există. Aproape că a dispărut? Aici, la noi, în clusterul nostru și regiune, e un caz fericit pentru că domeniul filaturii a rezistat și chiar s-a dezvoltat grație Refill-ului, care a fost un exemplu de eficiență și de performanță în domeniu. De fapt, e un nucleu de filatură care, nu știu, reprezintă probabil 90% din domeniul din întreaga țară, dar cu o floare nu se face primăvară. Ați văzut poveștile cu măștile, nu? Da. De la începutul pandemiei, unde toată lumea dădea din colț în colț, că în România nu se producea nicio mască și nici materia primă. Nu se producea mască pentru că nu exista materia primă, nu? Nu numai asta, nu existau nici utilaje specializate pentru producția de măști. Pentru că era mai ieftin și e în continuare mai ieftin să le importi din
China. Sau din alte țări din zona respectivă. Asta e problema. Existau la momentul respectiv doar doi, poate trei, dar să zicem doi producători care ar fi putut produce materia primă, acel material nețesut pentru măștile chirurgicale. Mi-ați arătat, da, și eu o să arăt la cameră. Deci unul dintre producători este Tex, nu? Tex, da. Grupul Taparo se cheamă, nu cred că e problemă că îi face reclamă. Este, da, un nu e nicio problemă, da. Este un producător de mobilă. Și Minete S.A. Și Minete Râmnicu Vâlcea e unul din, Minete e una din fabricile care a rezistat. Deci a fost fabrică din timpul, nu, odiosul regretat. Deci acești oameni puteau face materialul. Ei chiar făceau. Minetul producea nețesut, dar nu sortimentul acela pentru măști, ci cu alte aplicații, în saltele, mobilier, în alte zone. Și Taparo la fel. Ei făceau acel nețesut pentru mobilier. Ei sunt unul din principalii furnizori a unui proprietar de păduri de pe România, a unui retailer de mobilă. Un mare retailer. Da, ăla nu-i fac reclamă că n-are nevoie. Așa, așa. Deci, ei produceau, pot produce acest material și îl produc. Da, am înțeles. Acum îl chiar produc, exact sortimentul care trebuie. Cei de la Taparo, Tex, mă rog, cred că și-au cumpărat și, nu cred, sigur și-au cumpărat și utilajele de făcut măști. Ele se găsesc în magazine acum. E ceva cu Dr. Albert sau cam așa se cheamă măștile. Deci există în magazinele noastre. Reușesc să facă la un preț competitiv? De vreme ce sunt, cum să spun, în magazine, în supermarketuri, da, e adevărat. Nu vor putea să facă la prețul chinezesc. Nu au cum. Deci pentru că acolo, în China, industria, într-un fel sau altul, este subvenționată de stat. Ceea ce la noi nu se întâmplă. Ca să nu mai vorbim de alte condiții legate de conformitate, de calitate și... Citeam zilele trecute ce s-a ales de acea investiție la Romarm. Da. Cu aparat, cu sculele acelea aduse să facă măști. Da. Au făcut un pic, s-au oprit, acum au făcut și stau cu ele pe stoc. O bătaie de joc. Stau cu ele pe stoc pentru că nu le poate... Bătaie de joc, da. S-a spus că n-au putut să le pună în funcțiune, că nu știu ce. Eu nu cred că acelea sunt niște utilaje chiar atât de complexe încât să nu poate fi puse în funcțiune. Sunt convins că dacă s-ar fi dorit, s-ar fi reușit. Pe de altă parte, este evident că orice achiziție de utilaje care se face în mod necontrolat, să spunem, din China și din zonele acelea, poate duce la rezultate de genul ăsta. De ce? Pentru că, da, poți cumpăra niște utilaje mai ieftine, dar n-ai service, n-ai niște elemente legate de punerea în funcțiune a utilajelor și așa mai departe. Teoretic le e mai ieftin, de fapt vezi că în final nu este neapărat mai ieftin. În China, sau din China, dacă vrei să cumperi ceva la nivelul ăsta, mai ales în condițiile care te numești statul român, de pandemie, da, și de stat român, acolo discuțiile trebuie făcute la nivel de stat. Deci acolo discuțiile legate de echipamente, fie că e vorba asta de făcut măști, fie că e vorba de ventilatoare sau ce s-a mai adus de pe acolo, măști, altceva, toate aceste discuții ar fi trebuit să se facă la nivel politic, la nivel de stat. Respectiv prin Ministerul de Externe, prin președinție, prin cine vreți dumneavoastră, dar oricum la nivel de stat, pentru că în felul acesta aveai garanția că ceea ce primești e și corespunzător. Bun, dar asta ar presupune să existe o politică de stat clară și coerentă. Da. Asta ar presupune. Și să folosesc așa un cuvânt, așa, să nu dai cu bățul prin gard când nu-i cazul. Sau să vorbești așa când nu te doare. Da. Da? Știți diplomatic, la ce mă refer? Diplomatic, da. Vorbind. Da. Diplomatic, adică, vorbind. Adică noi pe plan extern am pus cam toate ouăle într-un singur coș și pe urmă ne mirăm de ce nu merg lucrurile. Păi de-aia nu merg. Pentru că interesul... Câteodată nu merge clocitoarea. Păi nu merge clocitoarea, pentru că clocitoarea nu e interesată să meargă. Zic, lasă-mă, că fraierii ăștia au venit toți aici,
și ținem noi în mână și le dăm cât un ou așa când vrem noi de aici înapoi. Pe când dacă ar fi niște relații, să zicem, civilizate măcar, și cu China, și cu ce înseamnă estul nostru, s-ar deschide și alte perspective. Bun, haideți să vorbim un pic despre piața asta a textilor. Acum, pentru cine se lucrează? Ce se lucrează? Păi, unde se mai lucrează? Se mai lucrează lon? Sigur că se lucrează lon. Evident că se lucrează lon. Principalii clienți a industriei textile și a industriei noastre, în general, se află în Uniunea Europeană și aici e o problemă. După mine e o dependență. Ponderea schimburilor comerciale, uitați, vă citesc din statistică cu țările UE, 72%. Deci cam 3 sferturi din relațiile economice internaționale sunt cu zona euro. Nici nu știu dacă sunt, mai numesc export. Totuși este. Avem o piață unică. Este piață teoretic. Unică, teoretic nu este export. Da, dar deci... Respectând regiile economice, da, facem export. Facem da. Export. Deci majoritatea producției, evident, merge în partea aceea. Am statistici de tot felul. Să vă dau o cifră din domeniul industriei textile. Deci statistica e la 6 luni, deci până da, luna iunie. Aceasta e cea mai nouă pe care o am. Scăderea a fost de 23% în domeniul industriei textile pe relația cu Uniunea Europeană. În general. Dar în principal, evident. Deci suma este... 664 de milioane de euro mai puțin. Domnul Sătire, dar este aproape 25%. Da. Dar e valabil și în alte ramuri. Să știți că nu e numai... la industria constructoare de mașini, care era vedeta sau este vedeta, minus 20%. Bine, metale, aici... minus 19%. Produse minerale, minus 42%. Produse din lemn, hârtie, minus 17%. Deci undeva plus minus, undeva minus 20% pe această relație. Sigur, e normal, a scăzut cererea în țările respective, s-a blocat în bună măsură comerțul. Este firesc. Cât despre ați vorbit de lon. Da, noi încercăm prin sistemul nostru plastic să evităm lonul, dar nu putem total, deci pentru toți membrii, așa, să evităm total. Lonul se face tot cu țări din Uniunea Europeană în special? În special, da. Tot cu Uniunea Europeană. În special, da. Deci unii din membrii noștri mai lucrează și în lon, pentru că odată nu găsești materia primă respectivă în România. Este dificil pentru cineva mic, nu? Să caute el furnizori, să-i aduc. Plus că și acolo sunt niște relații făcute în zeci de ani. Industria și din Italia sunt mult mai solidari între ei decât cei din România, să spunem. În Germania la fel. O firmă din Germania care, nu știu, produce nu știu ce componente sau nu știu ce utilaje, va cumpăra, fiți sigur, componentele tot din Germania, pentru că bunicii lor au colaborat de acum 80 de ani de când s-au înființat firmele. Nu se face să cumpere ceva mai ieftin din China. Această solidaritate în afaceri, la noi nu prea există. Sau nu se vede. Sunt exemple, nu încurajată. Sunt exemple izolate și neîncurajată. Nu este încurajată. Asta este. Ca să nu mai vorbim că, nu știu, a livea un produs complet, o aprovizionare și cu materia primă, implică și niște costuri mai mari și de personal, și niște costuri financiare, plus un risc mai mare. Sunt riscuri de neplată, riscuri de ce vreți. Dumneavoastră sau eu, dacă mă duc să cumpăr ceva din Italia de la un, nu știu, furnizor cu care n-am mai lucrat sau am lucrat puțin... Cere banul jos. Bineînțeles. Nici nu discută. Nici nu se discută. Bun. Haideți să presupunem că ne aflăm la finalul pandemiei. Cu o industrie textilă sufocată, care a pierdut 24-25% din piața pe care vindea. Probabil vreo 20-20% și din firmele pe care le avea. Exact. Cu oameni care, dacă n-ai de lucru, îi plătești cum poți și cât poți. Cu niște
cu un sprijin de stat făcut în limita posibilităților acestui stat, care ar fi, din punctul nostru de vedere, măsurile care ar trebui luate pentru relansarea unei asemenea industrie în România? Pentru că poate, hai să spunem că ne-a ajutat pandemia să ajungem într-un moment în care trebuie să ne gândim serios dacă vrem să mai facem sau nu mai vrem să facem lucruri. Nu poate fi alt sprijin în afară de programele de finanțare pentru a aduce tehnologie. E bun și acel program de sprijinire a exportului, dar poate regândit. Există aceste programe, numai că ele trebuie să aibă fonduri la dispoziție, nu? Și să fie adaptate profilului companiilor din România. Uitați, acum este în desfășoare, cred că mai e, o acțiune de finanțare derulată prin ADR Nord-Est. Dar limita minimă este de 1,5 milioane de euro. Cine știe? Cât trebuie să pui cofinanțarea acolo? Păi cam 30%. Deci un proiect trebuie să fie de 2 milioane. Majoritatea, cele mai multe IMM-uri, într-adevăr IMM-uri din zonă, nu își permit așa ceva. Sigur, s-a spus, domnule, că e pentru cei mai performanți. Domnule, o fi. Dar dacă în loc de 1,5 milioane ar fi fost limita undeva la, nu știu, 300.000, poate că era mai bine. Zic și eu. La fel, dacă vă uitați la acest program care urmează să se lanseze cu granturi de 200.000, bun, e cam puțin 200.000 după mine, dar să zicem, e ceva. Numai că se alocă pe niște domenii pe care, sincer, nu prea am înțeles logica de ce ar trebui ele sprijinite prin acest program. O să vedeți o listă, ceva cu servicii de nu știu care, dumneavoastră, nu cred că era momentul pentru așa ceva. Asta e părerea mea. Dar să zicem că, bun, hai, facem și asta. Dar iată că nici acum, după câteva luni, ghidul nu este foarte, foarte clar. S-a dat o grilă de punctaj, s-a stabilit printr-un OUG, așa cum vă place. Da, OUG. Printr-un OUG. Și pe urmă s-a făcut dezbatere publică. Zic, cum adică dai întâi dai o lege și pe urmă ce să mai dezbați după aia? Pentru că principalul era sau una din punctele esențiale era tocmai acea grilă de punctaj. Pe niște criterii un pic cam desprinse de realitate. Mă rog, în Parlament s-a încercat corectarea. De fapt, nu s-a dus la final, probabil că se va merge pe varianta inițială. Dar uite că au trecut 4 luni de zile și timpul nu stă în loc. Deci cred că ar trebui să facem ceva pentru simplificarea accesării acestor fonduri, că sunt ele programe europene, că sunt românești, dar tot cu bani europeni până la urmă. Și să înțelegem că timpul nu ține cu noi. Dacă, de exemplu, din cei 300 de milioane care sunt alocați pentru acest program, să zicem jumătate, s-ar fi dat la programul operațional regional pentru proiecte care erau deja evaluate și erau în așteptare, nu? Deci da, sunt acele proiecte care n-au mai încăput la finanțare. Nu mai erau bani atunci. Mergeam în jos. Păi banii aia deja s-ar fi cheltuit. Și s-ar fi cheltuit, zic eu, cu folos, pentru că erau niște proiecte deja trecute prin filtrul analizei. Bine, poate nu toți ar mai fi vrut să le facă. E posibil și asta, dar oricum 100 de milioane de euro s-ar fi cheltuit. Dar au rămas la măsura 1 bani. Aceia cu 2000 de euro. Exact. Puteau fi luați de acolo, da, și duși direct spre proiecte. Ei, dar nu, la noi, vedeți, fiecare vrea să aibă jucăria lui. Acest program cu microgranturi și cele care urmează se desfășoară prin Ministerul Economiei, prin acea agenție de IMM, care, după mine, e depășită din punct de vedere organizațional, nu? pentru a face față unui asemenea proiect. De ce să nu folosim structurile care există și care au demonstrat că au capacitatea de a face absorpție de fonduri? Pe de altă parte, cei 350 de milioane alocați etapei a doua, granturile în etapa a doua,
Eu m-am uitat, am văzut care e situația acolo. S-au înscris foarte multe firme, pe lângă firmele mici, care probabil chiar aveau nevoie de niște lichidități să mai plătească, că poți plăti și salarii, poți plăti și... Păi nu, că e pentru firmele fără salariați. Nu. Partea a doua e cu firmele... Partea a doua. Deci poți plăti și salarii și asta. Apar și niște firme foarte mari acolo, care se încadrează pe criteriile respective. Și ideea este, poate acele firme mari... Ar trebui tratate separat. Trebuia tratate separat, pentru că vine ăla și ți-a... Până la 800.000 de euro. Și s-o terminat. În loc să gândești programe care, într-adevăr, să funcționeze imediat. Pentru că, da, o firmă mică se mulțumește, dar e bucuroasă dacă primește 15-20.000 de euro care să-și rezolve problemele pe care le are atunci. Da. Dar o firmă mare, oricum, altfel gândești, altfel acționezi, altfel îți faci prognoza și altfel ai acces la credite. Da. Este o altă poveste în România. Accesul la lichidități, care nu știu, în momentul ăsta n-am fost niciodată un fan al lucrului cu băncile pe împrumuturi, dar dumneavoastră probabil știți mai bine ca mine. Știți cum e, eu mai glumesc chiar cu partenerii din bănci așa, să spun, vă știți că câteodată se verifică treaba aia, că nu, banca îți dă umbrela când e soare și tu ia când începe să plouă. Cam așa se întâmplă. Și acolo e prea multă teorie. S-a corporatizat și acest domeniu foarte mult. S-a centralizat decizia undeva departe de client. Asta e o mare problemă, din punctul meu de vedere. Și totul se judecă pe bază de tabeluri în Excel sau în alte programe. Pe când, după mine, importantă este relația directă între client și bancă. Dacă lucrăm de 20 de ani împreună, știi cine sunt, știi ce fac, știi că n-ai avut probleme cu mine, trebuie să-mi întinzi o mână atunci când am nevoie. Nu mă poți trata ca pe cineva care vine acum prima dată și bate la ușă. Știți, am venit și eu, nu știu, vreau să fac nu știu ce. Aici cred că e problema. Cred că un pic s-a depersonalizat relația între client și bancă. Și asta nu-i bine. Știți ce se întâmplă? Eu am vorbit cu foarte mulți oameni care lucrează cu banca. Spune, domne, da, vine banca, te asasinează cu tot felul de oferte. În anumite perioade lansează oferte. Când ai o nevoie și te duci la bancă, și ai o nevoie atunci, pentru o săptămână jumate, domne, vreau acum să fac. Nu, zice, știți, trebuie să analizăm. Păi, dar am contul la voi de 20 de ani. Îmi cunoașteți tot istoricul. De ce e nevoie de o săptămână? Da, pentru că, așa cum v-am spus, decizia s-a mutat un pic de la nivel local, s-a mutat în alte locuri unde cineva într-un birou care nici nu te-a văzut vreodată, nici nu-l interesează de tine, ești doar o cifră sau reprezinți doar niște cifre pe hârtie și atât. Asta e problema. Sigur, câteodată banca poate să face un bine când te refuză. Câteodată. În momentul în care ți-a garanții de 3 ori, de 4 ori. Și normele băncii naționale sunt absolut împovărătoare. Nu e vorba numai de garanții. E vorba și de puteți să faci reevaluări în fiecare an la niște aberații. Cu ce se schimbă valoarea unei clădiri într-un an? Cu nimic. Hai zic, poți să adaugi acolo inflația, poți să adaugi ceva sau să scazi deprecierea și adaugi inflația. Dar de ce trebuie să faci evaluare în fiecare an? Ce se întâmplă? Pentru că trebuie să trăiască cineva de pe urma acestor evaluări, probabil. Probabil, dar nu e normal. De ce trebuie să faci la 3 ani evaluare pentru impozitul local? La fel. Fără rost. Pentru că dacă faci niște îmbunătățiri la imobilul respectiv, ele oricum îți apar în contabilitate și automat se face această actualizare. Știți ce constat eu? Am stat de vorbă cu mai mulți și am făcut emisiuni cu mai mulți oameni care vin din mediul de afaceri. Toată lumea vorbește și concluzia este una singură. Nu există o minte limpede în România care să lege
toate lucrurile între ele și să simplifice lucrurile. Noi avem, mă uitam acum, codul fiscal, da, se modifică, nu știu câte măsuri. Sunt vreo 20 de măsuri acum luate, da? Acum nu știu cât timp s-au mai luat încă 20 și tot așa. Legile, dacă vezi o decizie judecătorească, aici e cel mai tare lucru. O sentință judecătorească, dacă o citești într-un proces economic, îți ia 20 de minute să citești articolul cu tare la cu tare, articolul cu tare la cu tare, articolul cu tare la cu tare. Lucrurile să fie foarte clare și foarte simple. Vorbesc de proces de evaziune fiscală, citeam sentința, numai cum se spunem noi, partea introductivă ocupa 4 pagini, da, cu trimitere la diferite articole de lege. Aici știți, se poate interpreta evaziune fiscală orice. Și începând cu suma de 1 leu. Deci nu este un anumit prag peste care să fie aspecte penale, poate să fie de la 1 leu. Și de aici intervine bunul plac și interpretarea instituției sau funcționarului care face acel control. Nu are nicio legătură, nici nu interesează care e de fapt activitatea de bază, care e comportamentul fiscal, general al contribuabilului. Nu. Mergem și dăm cu securea. Mergem și dăm cu securea acolo unde nu deranjăm pe nimeni, acolo unde deranjăm, nici nu arătăm securea. Asta e problema aplicării legii în România, după mine, și nu e doar în domeniul fiscal. Faptul că se aplică selectiv. Unde lovim și... Da, sigur, aia să țipe. Întrebarea logică. De ce se aplică selectiv? Păi, vorba lui Garcia sau colegului Garcia, există o explicație. Există o explicație la fiecare din aceste situații. Nu? Justiția trebuie să fie oarbă la noi, da, în toată lumea, nu? Dar se pare că un pic mai ridică bandajul acela de pe un ochi și se mi-a zis mie cineva că acolo să nu mă duc, acolo hai să nu mergem că sunt prietenii noștri, acolo ăla ce nu, hai, pe el, dăm înainte. Da, se pare că atunci totul vine din zona celor care legiferează. Nu. Puterea nu mai e în zona care legiferează de mult. Puterea e în cu totul alte zone. Cei care legiferează sau cei mai mulți dintre ei au pierdut legătura cu realitatea, dacă au avut-o vreodată. Ei, vă dați seama, eu am observat fenomenul ăsta și atunci când eram în Parlament și după aceea când am avut diferite colaborări, după 2 mandate în Parlament, cam nu mai știi ce se întâmplă în viața reală și informațiile îți vin printr-un filtru pe care trebuie să fii foarte, foarte bun să reușești să faci să fie un filtru bun, un filtru corect. Vin alegerile parlamentare și tot am stat și am căutat să văd. Chiar am stat și am luat și am văzut proiectele de legi, da? Să văd un proiect de lege plecat de la un parlamentar și dus la capăt cu sprijinul parlamentar, nu al partidului, care este neapărat în spatele, și altor parlamentari, dar un proiect de lege, cum să vă spun eu, care să nu fie nășit în comisiile acelea... Nu la care, guvern sau nu știu. Nu la guvern. Da. Sau un minister. Nu prea găsesc. Păi eu vă dau un exemplu. Eu știu unul singur. Sunt acele, un singur exemplu, sunt acele legi propuse și duse, unele până la capăt, unele într-o anumită formă, de senator Zanfir. A, da, aveți dreptate. Acele legi cu băncile. Care sunt niște lucruri corecte și de bun simț. Nu numai acela. De exemplu, a avut o inițiativă ca prețurile România să se exprime în lei și în un euro. Păi e normal, este foarte corect. Până n-am trecut la euro, trebuie să stăm în lei. Eu n-am văzut în Ungaria, dacă vă duceți, vedeți prețuri în euro? Nu, sunt în forinți. Ce e asta? De ce să plătim noi la echivalent euro când noi cumpărăm mărfuri în România? Nu este normal așa ceva. De ce să plătim, nu știu, tarife la telefon în euro?
De da, ce? Îți vin facturile și spune acolo, la cursul euro din data de plus de 1%. Ce? Ei plătesc ceva în euro? Ce plătesc în euro? Deci nu e nicio justificare. Bine, ei nu plătesc nici impozitele în lei, dar asta e altă, altă discuție. Poate plătesc, nu știu. Ai altă discuție. Dar sunt foarte, foarte puțini. Nici n-ai capacitatea ca și parlamentar. Nu e aparatul sau urlai, dar nu lucrează pentru tine în așa fel încât să poți face, eu știu, o lege complexă. Sigur, poți aduce unele amendamente, poți aduce unele îmbunătății care, așa cum vă spuneam, sunt de bun simț. Dar un proiect de, nu știu, un codul fiscal nu poate veni din partea unui parlamentar sau unui grup de parlamentari. Ăla trebuie asumat de politic, un grup. De un grup, de cineva și susținut doar pe partea asta. Bun, dar dacă ar fi așa să dăm un procent, cât din legile fiscale vorbesc acum și care generează, știu, care supraveghează mediul economic, sunt adaptate la realitățile de acum? Este greu de spus. Eu aș zice că sunt prea stufoase, în primul rând. Sunt prea stufoase și se intră în prea multe detalii, în prea multe amănunte și parcă este undeva o minte diabolică care încearcă să găsească tot felul de chichițe, doar mai ciupește, între ghilimele, ceva de la contribuabil. Când, după mine, lucrurile ar trebui să fie foarte clare și foarte precise. De multe ori, aceste ciupeli nici nu se fac prin lege, ci se fac prin norme care, de multe ori, chiar denaturează legea. Se fac prin dispoziții, prin ordine interne din ministerie, la care legislativul nici n-are acces. Le-am spus odată o discuție în Comisia Economică, unde eram în Parlament. Dom'le, dar de ce nu facem în România? Dom'le, când vine, se discută o lege, se discute împreună cu normele de aplicare. Normele de aplicare să fie incluse în lege. Ce e asta? Că eu fac o lege și normele mai apar peste, nu știu, jumătate de an și mă trezesc că aici și acolo, și anume punctele esențiale, normele denaturează de fapt sensul legii. Bineînțeles, mi s-a ales în față. Asta trebuie să se întâmple. Legea să fie, că e scurtă, că e mai lungă, să fie cuprinzătoare, clară și simplu de aplicat. Și când ai publicat-o, ea să devină literă de lege pentru care? Norme de aplicare exact, clare? Exact, tot pachetul. Da, deci, adică despre ce vorbim? Am publicat, publicăm o măsură în sprijinul firmelor. Normele de aplicare la anul. Da. Păi, da, și asta vă spuneam. Asta pentru că și factorii din Parlament de decizie și cei de la nivel guvernamental, nu vorbesc de aparatul care rămâne stabil, de la secretar de stat în sus, sunt fie rupți de realitate, fie n-au nicio legătură, nu cu domeniul. Că până la urmă trebuie să fii, nu știu, specialist în comerț exterior ca să fii la departamentul de comerț exterior. Dar trebuie să ai niște noțiuni despre cum se mișcă lucrurile. Ori dacă tu nu știi cum funcționează economia reală și nu știi la un nivel un pic mai cuprinzător, nu dacă ai avut o mică afacere, asta înseamnă că te și pricepi. Nu te pricepi așa. Trebuie să ai mai multe informații. Trebuie să ai un pic de viziune. Dacă nu ai această viziune, nu poți să o impui celor de mai jos. Nu poți. Adică ei îți livrează orice prostie, să trăiești șeful, știți, dar așa trebuie făcut, că așa zice Uniunea Europeană, că așa zice nu știu ce lege, că așa e bine, că m-a sunat ăla și mi-a zis că așa să rămână. Cam așa merg lucrurile. Dezbaterea cu mediul de afaceri, cu societatea civilă în general, este mimată. Nu există nicio dezbatere. Aici ajungem la punctul cel mai delicat. Noi mimăm foarte mult democrația, mimăm
dezbaterea publică. Da. Mimăm sau ne mințim singuri că avem un învățământ gratuit, când el de fapt este gratuit doar pentru elevi, nu și pentru părinți. Mai mereu că ne mințim că avem unul performant. Ne mințim că avem unul performant. Ne mințim că avem universități, dar de fapt sunt niște fabrici de diplome. Vorbim despre sistemul sanitar, că băgăm miliarde, fără rezultate palpabile. Chiar din contră, da, de cele mai multe ori. Deci, se pare că minciuna, sau mă rog, nu știu, minciuna, că altfel nu poți să-i spui, a devenit o constantă. Nu mai vorbim că fiecare are adevărul lui, deci președinția are adevărul ei, Parlamentul, Camera Deputaților adevărul ei, Senatul așa, PNL-ul adevărul lui, PSD-ul adevărul lui, Pro-România adevărul. PSD-ul nu are niciun adevăr. Nu are niciun adevăr. Nu. Deci fiecare este cu bucățica lui și toți ceilalți nu există. Da. Nu mai există arta dialogului, arta negocierii și arta aceea de a pune în față perspective pe care, la care trebuie să ajungi. Dar perspective pozitive, nu perspective negative. Da, există arta negocierii și așa, dar nu pentru interesul public, ci pentru interese personale, de grup, cum vrei să le spuneți, la nivel local sau chiar mai sus. Asta există. Ar fi bine dacă acest gen de, cum să spunem, cooperativă, cum să o numim, dar în sensul bun, s-ar duce și spre niște domenii, niște capitole foarte importante pentru țară și pentru cetățenii în general. De exemplu, m-aș bucura să fie un consens, domnule, hai să vedem ce facem cu pensiile astea speciale. Cum reglementăm domeniul? Bun, da. Avem un referendum. Sau domeniul pensiilor, un referendum, da. Cu 300 de parlamentari. Da, bun. L-avem. Hai să vedem. Poate nu o face 300, dar 320. Dacă tot am făcut un referendum, da, dacă tot s-a votat, l-au ascuns. Sigur, s-a votat un pic forțat. Da, și cam în necunoștință de cauză. Dar sunt de acord că numărul de parlamentari ar putea fi redus fără nicio problemă. Și ar funcționa mai bine. Și ar funcționa mai bine. Funcționarii de stat. Ho. O altă poveste. Da, da. Deci, cum poți mai ții un om bun într-o societate când șoferul de la o instituție publică are salariul dublu decât el? Da, așa este. Deci, și nu-i justificat. Și nu-i justificat prin nimic. Nu-i justificat cu nimic. Aici, astea sunt problemele mari. Suntem o societate bonlavă. Suntem împărțiți pe niște caste. Am fost împărțiți. Iar castele astea nu fac decât să-și exercite puterea de influență, care, mă rog, crește pe măsură ce sunt alimentate mai bine din punct de vedere financiar, pentru a-și păstra și a spori privilegiile, în detrimentul evident. Poate la prima vedere spune, stai zonă, ce dacă acolo, nu știu, șoferul de la nu știu ce instituție, lasă să trăiască și el mai bine, că el are mai mulți bani, consumă, nu știu ce. Nu e așa. Nu e așa. Eu am citit acum ceva timp legea salarizării din timpul odiosului regretat. Și chiar vă rog, dacă aveți curiozitate odată, să o citiți. Lucrurile erau foarte bine puse la punct. Era o scară de la 1 la 6. Deci la salariul minim, la cel maxim. Cât era raportul acum, de la minim la maxim? Cred că e ceva 1 la 20. Atunci dacă nu mai era mult. 1 la 6. Deci, nu știu, zic, dacă minim era la 1000 de lei, maxim 6.000. Era 6.000. Da. Da? Pe aceeași treaptă, de exemplu, erau polițiștii, milițienii, mă rog, cum era atunci, milițienii, profesorii, medici, erau undeva cam pe același palier. Și, mă rog, exemplele pot continua. Era mult mai strâns acest și inechitățile sociale erau mai mărunte. E adevărat, o să spuneți că asta nu e o gândire, că e comunistă. Nu, nu e comunistă. Nu e comunistă. În sectorul de stat, în sectorul bugetar și asimilat celui bugetar, a trebuit totuși să fie niște, așa, o limită a bunului simț. Dacă, ce limită dacă i-ai dat primarului posibilitatea să spună ce salarii vrea el? Bine, într-o anumită limită.
cât de mari, într-o comună în care nu-și asigură din venituri proprii 3 luni de salarii. Da. 3 luni. Așa au înțeles politicienii să răspundă provocărilor electorale. De, cum s-au luat aceste măsuri? În ce context? În contextul în care partidul de la guvernare, să spune, sau partidele, nu? Fiind atacate pe alte, de pe alte fronturi, mod mai mult sau mai puțin transparent și mod mai mult sau mai puțin corect, asta e altă discuție, pe alte domenii, cum au găsit răspuns? Ce lasă că dăm aceste privilegii, că nu pot să le spun, n-am corectat nimic, am dat niște privilegii, pentru ca să ne creăm simpatie electorală în aceste locuri, în aceste domenii de activitate. Bineînțeles că nu și-au creat nimic. Au reușit să creeze o altă clasă de mijloc, care nu este cea, cum a spus dumneavoastră, din viața reală, nu din... Așa. O altă bulă. E o altă bulă. Deci s-a creat o altă clasă de mijloc în România, care e formată din aristocrația bugetară și din ceva care vine un pic sub aristocrația bugetară. Nu spun asta în sens peiorativ. Da, nu. Da. Dar ăsta este adevărul. Sunt foarte mulți bani acolo, se trăiește foarte bine, foarte bine raportat la cineva care încearcă să trăiască pe picioarele lui, care are un mic magazinaș aici lângă dumneavoastră în piață. Ori lucrul ăsta descurajează odată inițiativa privată. Nu întâmplător spiritul antreprenorial este foarte scăzut în România. Păi ce vor copiii să se facă? Întrebați-i. Păi asta, așa vreau eu să închei emisiunea. Polițiști, medici, poate când mai se duc mai încolo, cum să lucreze la stat? Vreau să vă spun că... Sau la corporații. Deci am un răspuns la niște copii care li s-a dat un test. Ce vreți să faceți când veți fi mari? Și doi au dat un răspuns similar și este senzațional răspunsul. Eu vreau să stau la primărie. Nu să muncească la primărie. Copiii spun ce aud acasă. Eu vreau să stau la primărie. De ce? Acolo se câștigă și pot să mă duc să stau. Da. Nu să muncesc. Da. Aici este marea problemă și intră în mentalul celor mici. Și poate mie... Și e firesc. E firesc. Și eu când mă uit... Bun. Eu sunt prea bătrân. Nu mai angajează nimeni la stat. La stat acum. La stat. Da, la stat. Nu, nici să muncesc numai așa. Dar cred că nici n-aș regista mai mult de 2 săptămâni, că m-ar da afară. Ori aș pleca, ori m-ar da afară. Da. Eu propun să ne oprim aici, pentru că, de fapt, am ajuns acolo unde e sursa tuturor relelor. Minciuna care... sau adevărurile pe care... Minciuna care ne guvernează și care nu ne guvernează neapărat pentru... Ne place să fim mințiți? Da, ne place să fim mințiți? Ne place. Acceptăm să fim mințiți? Da. Acceptăm, ne obișnuim și devine totul normal. Până când lucrurile astea nu se vor schimba, nu văd șanse de redresare foarte rapide. Vă mulțumesc pentru participare. Din păcate așa este. Vă mulțumesc și eu. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, Oameni Buni. Ne revedem și mâine, vom vedea ce subiect atingem, pentru că în curând, iarăși vreo lună, două, vom vorbi cu politicieni. Rugămintea mea este să fiți foarte atent la ce vorbesc ei și să încercați la finalul unei emisiuni să vedeți cât din ceea ce spun are corespondent în realitatea din care faceți parte. Cele bune, la revedere!